Salutare, salutare! Ne întâmplăm într-o zi de 8 iunie 2022. Pentru astăzi am de oferit un bilet cu 9 evenimente. Cotă totală din nou, măricică, măricea, colosală, 225,57. Primul dintre ele începe foarte devreme. La prânz, 13 fix, 1 fix, ora României. Vedem dacă avem noroc cu Coreea de Sud și nu ne strică biletul prea din timp. Bilețelul vi-l prezint imediat, nu înainte de a vă spune clasicul like la acest video, abonați-vă la canal dacă vă place ce vedeți și setați-vă și clopoțelul ăla să chiar primiți toate notificările din partea mea. Pe ziua de ieri am omis, cota a fost cât a fost, am omis să spun pe clip și duelul dintre Germania și Anglia. Într-un fel mai bine că am omis, pentru că n-a fost decât un meci care strica și mai mult biletul. N-a ieșit pronosticul Pontul din partea mea, care era unul solist. L-am pus totuși în comentariile clipului de ieri. De asta v-am recomandat permanent să vă uitați și în comentariile clipurilor permanent. Pe lângă mici observații, mici corecturi care se pot întâmpla din partea mea pe bilete. Ba că am omis o echipă, ba că n-am zis nu știu ce pronostic. Se mai întâmplă gafe micuțe, se mai întâmplă. Pe lângă asta puteți vedea când și când și propuneri de bilete de la urmăritorii canalului, care și ele sunt foarte inspirate și ele pot să aducă niște bani dacă le ferchezuiți și aranjați cu inteligență. Hai să zicem biletul de astăzi din partea mea și să trecem peste momentul de ieri oricum. Și cu meciul ăla omis, pe care l-am pus ulterior în comentariile clipului, deci puteați să formați cota toată așa cum am oferit-o, dacă vă uitați în comentariile clipului. Fixasem un comentariu cu pronosticul Germania-Anglia 1 solist. Fie și cu pontul ăla, fie și fără el, s-a stricat la meciul ăla de tineret dintre Ucraina sub 19 ani și Belgia-Olanda, nu mai știu cine a jucat, sub 19 ani. S-a stricat treaba, au bătut ucrainienii, gazdele, și n-a mai fost să fie cu niciun câștig. Deci se pierdea oricum biletul. Cam omis eu, că n-am omis, tot pierdut era bilețelul. Pentru astăzi avem așa. Începem foarte devreme, spuneam, la 1 fix cu un duel din Coreea de Sud, K-League 2. Se duelează acolo Seoul, Eland sau Seul, da? Cum veți găsi echipa în aplicații și cum în românește cam pronunțăm pe corectele. Seoul, Eland, cum pronunță coreenii, versus Seongnam Dragons. În aplicații îi veți găsi scriși Jeonam cu J. Jeonam. Am auzit din gură de corean că se pronunță Seongnam. Așa o fi. Zicem și noi Seongnam Dragons, da? Jeonam. Câștigă însă meciul gazdele, câștigă Seoul Eland. Mergem pe victoria gazdelor, pe victoria Seoul, Seoul 1 solist din partea mea în meciul ăsta foarte timpuriu de la 13 fix. Continuăm cu Argentina, prima divisionul rezervelor. Se duelează acolo Racing Club 2, da, rezerve, cu Godoy Cruz 2. Tot echipă de rezerve, Racing Club, deci nu Racing Club, Racing Club, pentru că suntem în Argentina, pronunțăm în spaniolește, Racing Club 2 versus Godoy Cruz 2, e o treabă din care ne alegem cu victoria gazdelor, câștigă Racing Club 2, mergem pe unul solist pe echipa acestor rezerve argentiniene, câștigă gazdele așadar. Ne mutăm mai apoi pentru meciul numărul 3 de astăzi în Africa, la niște calificări pentru Cupa Națiunilor. Uganda se tăvălește cu Niger și vor câștiga ugandezii. Mergem pe 1 solist, victoria Uganda. Pe urmă poposim în Africa de Sud. Africa de Sud, fază de play-off, promovare în Premier League sau, mă rog, retrogradare din Premier League. E mare bătălie, mare, între Pretoria University și Cape Town All Stars.
E o treabă din care vom miza noi pe biletul de astăzi pe un GG, adică ambele echipe vor marca, atât Pretoria cât și Cape Town All Stars. Să sperăm că chiar așa se întâmplă. Continuăm bilețelul chiar aici pe Cocioc cu România, Liga a treia. Se duelează Progresul, Spartak, mamă doamne ce denumire. Parcă nici nu se putea mai bine Liga a treia cu denumirile astea. Progresul, Spartak, wow, cu Tunari. Câștigă însă acești Progresul, Spartak, câștigă gazdele. Vom merge pe unul solist, pe Victoria, Progresul, Spartak, Sfinte Sisoe. Așa o fi. Eu zic și eu ce zic din surse, da? Formăm biletul conform planului și tabeluțului. Ne întoarcem în Africa, calificări la Cupa Națiunilor. Să adăugăm pe bilet tăvăleală mare între Tanzania și Algeria. Vor câștiga Algeria. Mergem pe doi soliți, victorie de oaspeți. După aia ne mutăm, că toți ziserăm de Algeria, în Algeria. Algeria, Liga 1, Setif cu Paradu, că e pe franceză pe acolo. Setif versus Paradu, e o treabă din care câștigă gazdele. Mergem pe unul solist, victoria Setif, cum vreți voi, e oricum bine. Și mai am două meciuri înainte să vi le dau și pe astea care sunt din UEFA, Liga Națiunilor, păi cum dracu să lipsească chiar și astăzi de pe bilet. Vă invit pe grupulețul meu fantastic privat de WhatsApp, dacă vreți să jucați alte două bilete mai lungi decât ăsta de pe canal, cote de 800, 1000 plus, oricum mult mai mari decât cotele astea de 200, 300 oferite zilnic aici pe canal, în biletul ăsta al canalului. Sunt bilete cu care se câștigă la 7-8 luni, cam asta ar fi rata de câștig. Apare un bilet câștigător pe 30 aprilie cu o cotă 1293, am avut parte de un mega câștig. Eu am pariat cu 2 lei, am luat 3300 de lei, alții au pariat în grup cu 4 lei, au luat 6750 de lei. Dacă aveam în ziua aia buget mai mare pe card și în contul de Superbet, aș fi dat spargerea grav. Dar așa e când e ultima zi până la salariu din lună și bugetul scârție și sărăcia e mare. Și biletele n-au ieșit luni de zile în urmă. Evident că mai joci așa, mai blând, mai la limita sorții. Și n-am putut să pun mai mult de 2 lei. Aș fi pus mai mult de 2 lei, dar n-am pus. Am pus totuși 4 lei pe biletul canalului în ziua aia, care a avut cotă 336 și ea câștigătoare, și biletul canalului a ieșit în același 30 aprilie câștigător. Și aș fi luat 16 milioane, dar de foame am retras și de pe biletul canalului doar 400 de lei, n-am avut răbdare să aștept până la final, însă biletul a ieșit cu totul. A ieșit cu totul, cota aia de pe canal oferită pe 30 aprilie a fost cu totul câștigătoare, cu totul verde, până la capăt, o cotă de 336, care pe mulți urmăritori de aici probabil i-a aranjat. Nimeni nu mi-a mulțumit prea tare în comentarii, nimeni nu s-a agitat cu donații. Probabil mulți se uită de divertisment, amuzament, treaba lor. Cert e că n-am văzut prea multe semne de bucurie, izbândă sau, nu știu, mulțumiri. Asta este. Măcar a devenit canalul monetizabil și poate din vizualizări scot și eu de 2 dolari pe lună. Sau pe o dată la 3 luni. Vă mulțumesc în sensul ăsta că încă vă mai uitați și încă sunteți alături de mine. Dacă vreți să jucați și biletele astea din grupul meu privat de WhatsApp, o puteți face. Haideți cu mine pe grup. Cum să intrați în grup? Păi aveți detaliile prea bine descrise aici în subsolul de clip. Numărul meu de telefon de WhatsApp, contul meu Raiffeisen în care să faceți donația de acces de 50 de lei și toate detaliile bine descrise. Dacă vă coafează să cheltuiți măcar 180 de lei pe lună cu biletele astea, haideți cu mine acolo. Și hai să închidem biletul de astăzi, biletul fantasmagoric cu cotă 225.57. Sper să nu mai uit vreo echipă. Dacă nu sunt 9 evenimente, să-mi spuneți în comentarii. Vă mai sesizați și voi, măcar atât, măcar în momente din astea. Așadar, ultimele două meciuri de pe biletul de astăzi. UEFA Liga Națiunilor, Țara Galilor se zbat cu Olanda, cu țările de jos. Și se vor căra goluri la greu. Mergem pe 3 plus aici. Măcar 3 goluri în tot meciul între Țara Galilor și țările de jos, Olanda, da?
Și pe urmă tot din UEFA, Liga Națiunilor, final de bilet cu Scoția versus Armenia. Tot pe 3 plus mergem și aici. Minimum 3 goluri în tot meciul. Vom spera că atât scoțienii cât și armenii vor căra goluri la greu, măcar 3 în tot meciul. Ăsta este bilețelul de astăzi, poate se ivește vreun noroc matusalemic. Vă doresc o zi superbă și ne auzim cu bine. Fie aici, fie pe canal, fie în comentarii, fie pe grupul privat, puteți să-mi scrieți pe numărul de telefon afișat. Și mai trebăluim, mai vorbim, mai punem țara la cale. Toate cele foarte bune, zi superbă și cu verde la final, sper din suflet.